Bună, Sârmia! Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like, mă ajută foarte tare. Să vorbim de Andy. Mi-am schimbat părerea despre el. Mi s-a părut la început un băiat foarte liniștit, dar nu e așa, nu e așa absolut deloc. Am văzut că și el, ca toți ceilalți, și fete și băieți, a vrut să cunoască pe toată lumea, a vorbit și cu celelalte fete, dar mai mult cu Daria i-a plăcut să vorbească. Chiar atunci la petrecere a intrat în camera ei, a luat o fotografie, bine, i-a dat-o până la urmă, i-a plăcut lui acea fotografie. Și nu știu de ce i s-a părut lui că de acum încolo ea nu mai trebuie să mai vorbească, să mai danseze, să mai bage pe nimeni în seamă. Gelos, se vede că a trăit în Italia, nu pot să înțeleg. Odată a vorbit cu ea, așa mai mult. Nu sunt cunoaștere, nu sunt cuplu, nu sunt nimica. Atunci la petrecere a văzut-o că a dansat cu Alex și apoi a început să-i ceară explicații lui Alex. Făcea, dacă eu văd că fata pe care vreau să o cunosc atinge pe cineva pentru că la dans au atins, păi e dans, te atingi. Pentru mine e așa, avea un pahar și l-a întors cu gura în jos. Urâte gesturi, avem părere bună despre el. Am văzut că a stat de vorbă și cu doamna Anina, mi se pare că ea l-a luat să-l crească, să zicem așa, dar mai are multe, absolut, multe de învățat el, multe de învățat. Nu mai îmi place de el. L-am simpatizat înainte, am zis că e un băiat așa mai cum se cade, nu este. Nu se poate să faci așa ceva, să-i ceri explicații lui Alex că a dansat cu Daria. Ce-i nevasta lui? Nici dacă era nevasta lui, dacă ar fi fost și nevasta, cred că l-o mora direct. Și mai și spunea că el nu luptă pentru o femeie, iar Alex spunea, păi da, eu lupt pentru o femeie. Înseamnă că nu-i place, dar crede că a pus monopol pe ea, păi nu? Chiar nu-l înțeleg pe Andy ăsta. Oricum, gata, nu-l mai plac. Andreea și Alex au vorbit foarte mult, el s-a arătat foarte interesat de ea, iar în emisiune s-au declarat în cunoaștere. Păi să vedem cât o să dureze. A fost și Alex puțin supărat, să zicem așa, gelos, pentru că a văzut-o că a vorbit cu Bogdan. Dar el nu a auzit ce a vorbit cu Bogdan, nu a auzit. Doar i-a văzut vorbind afară. Și a trecut pe acolo, a plecat, iar a venit, a trecut de câteva ori pe lângă ei. Bogdan doar voia să lămurească faza aceea, știți, faza pentru care s-au despărțit ei, că Andreea a fost în cuplu cu Bogdan, s-au declarat cuplu. Cu jocurile, cu cazinul, asta a vrut să discute. Și el i-a spus clar că nu o să mai fie nimic între ei, absolut nimic. Nici n-a fost nici o vorbă că să fie ceva între ei. Doar a vrut el, a ținut neapărat să lămurească. I se părea lui că îi datorează acest lucru. Chiar s-a mirat și prezentatoarea. Ce rost mai avea? Și eu mă mir. Ce rost ar mai fi avut această discuție? N-au lămurit înainte? Au lămurit. Ea i-a spus. A vrut doar să pună pe el într-o lumină proastă, pentru că atunci când s-au despărțit, a fost el pus într-o lumină proastă, pentru că ea l-a lăsat din cauza jocurilor. Dar acum a vrut să lămurească că să fie cum vina ei, că ea s-a îndreptat spre Marius, care n-a vrut-o. Știți că n-a vrut-o, ea ar fi vrut cu Marius. Și din cauza asta, când el a încetat cunoașterea, de fapt nu era în cunoaștere Marius și cu Daria, doar că i-a spus clar că nu o să poată să fie nimic între ei, atunci s-a despărțit. Dar Andreea a spus clar că din cauza vieții lui și din cauza dependenței față de jocurile de noroc, asta a fost cauza, n-a fost cauza Marius. Bineînțeles că puțin cred că a fost și Marius, dar n-a recunoscut asta. Dar oricum eu cred că sunt valabile amândouă. Doamna Maria s-a dus la Adrian și a zis repede sări pe Luiza pentru că ea a intrat pentru tine în casă. Cum și-a dat ea seama? Că au vorbit fetele și Luiza că ea vrea un băiat care are numele scurt, începe cu A și se termine cu I și ea îi spune Adi. Dar era Andy. Dar mai bine fără Andy. Eu nu cred că după această fază ce ați văzut, nu cred că o să mai îndrepte vreo fată către el, pentru că nici una nu vrea bărbat gelos, asta e clar.
Și el s-a dus, într-adevăr, s-a dus Adrian, a stat de vorbă cu ea, s-au înțeles destul de bine, apoi fetele au lămurit că nu era vorba de Adrian sau Adi, era vorba de Andy. Bineînțeles că Luiza a spus clar de la început și așa face până acum, nu s-a îndreptat spre nimeni, a lămurit și cu Bogdan că nu-l vrea, s-a prea grăbit, cum a spus ea. Vrea să cunoască toți băieții și mi se pare foarte normal, foarte normal ca să se îndrepte spre toți. Și băieții la fel. Nu poți să faci cuplu cum îl vezi, cum gata, hai să facem cuplu, hai să ne declarăm în cunoaștere. Că ați văzut ce se întâmplă, ați văzut-o pe Andreea, a ratat de 3 ori. Acum e a 4-a oară. Să vedem cum o să meargă și această relație. Deci, e cam pe grabă, de fapt, e mai puțin de 2 luni și chiar ar trebui să cam grăbească, pentru că o să urmeze cererile în căsătorie, o să urmeze logodnele și după aceea actele și știți, căsătoria înainte de Crăciun, cred că. Deci nu prea e mult timp, plus cunoașterea asta ar trebui să dureze, că ați văzut, mai sunt surprize, cum a fost între Andreea și Bogdan, Andy iar și cu Daria, pentru că am văzut că ea îl simpatiza la început. Părea băiat foarte liniștit. Ați văzut dintr-o dată surprize. Surprize pot să apară, că de asta e bine să șadă mai mult de vorbă. Staful-i de vină că ține ușile închise. Andy, înainte, a primit o scrisoare de la susținătorii, de la cine a fi primit și știți că în scrisori foarte mulți dau sfaturi, îndreaptă-te către acela, îndrepte că se aceea. Ei, lui a zis ca să se îndrepte spre Daria. Da. Și el a găsit de cuvință să vorbească cu Anina, pentru că e băiatul ei adoptiv, ca să se ceară un sfat ceva. I-a cerut, au stat de vorbă o perioadă, iar Anina a vorbit și cu Luiza în caz că Andy ar vrea ceva va cu ea să vină să-i spună ei. Dar nu cu Luiza Andy, după cum spuneam, a vrut. El cu Daria a vrut. Cu Daria a vrut, e mai matură, Luiza e prea fetiță și Daria nu. Ați văzut și atunci în baie cum i-a spus ca să nu i-a atingă hainele, să nu șadă. Practic le-a dat afară. Da, au stat de vorbă, el cu Daria au stat de vorbă, asta înainte să danseze cu Alex. Au povestit câte ceva din viețile lor, de relațiile lui. Nu mai îmi place de el absolut deloc. Nu mai îmi place. Orice ar face de acum încolo. Chiar dacă ar fi fost băut atunci, a băut. Nu era mort de viață, știa ce vorbește. Știa. Nu mai îmi place absolut deloc. Și Daria, după trecutul care l-a avut, că a și spus că a fost lovită, a avut relații toxice, violente, a trecut prin multe greutăți, nu are nevoie de încă o relație toxică, de o relație cu un gelos. Păi dacă acum i-a făcut așa ceva, în caz că ar fi fost căsătoriți, nu, chiar Daria nu are nevoie de unul ca el. Nu are, pur și simplu. M-a dezamăgit total acest Andy. Să vorbim puțin și de Made și de Sergiu. Relația merge bine. Ea a vorbit cu mama ei la telefon pentru că era tristă, era supărată, era de toate ale rele, că nu a vorbit cu mama ei. Acum se simte mai bine. Povestea că a schimbat tratamentul. Să știți că dacă e depresivă, dacă într-adevăr este, niciun tratament din lume nu face bine. Ea trebuie să lupte cu depresia. Ea singură. Nu poți iei tratamentul pentru altceva, că să-și adă liniștită. Ea zice că o ajută. Păi asta e efectul placebo. Dacă doctorul îți dă un medicament și zice ia-l pe ăsta că te faci bine, chiar te faci bine, dar nu să-ți treacă. Pentru o perioadă așa. Da, pentru o perioadă. Mi-amintesc că eu am făcut asta, nu sănătatea mea e perfectă. Cu fostul meu cumnat, de mult aveam copiii mici și a venit la mine, căldurea capul foarte tare. Stăteam toți împreună atunci în aceeași casă și zice, dă-mi și mie o pastilă că tu ai. Mă doare foarte tare capul. Nu aveam decât, dacă vă amintiți,
pe vrem, nu știu, și acum poate să dă aceste pastiluțe micuțe la copiii mici, mici de tot, calciu lactic. Atât aveam. Și am spus, uite aici, era o pastiluță mică, mică, albă, rotundă. Și am spus, uite aici, o pastilă e foarte bună de cap, ia-o cu puțină apă, stai liniștit că strece. După 10 minute am venit la mine, ce bună, cum îi zice la pastila asta, mi-a trecut imediat. Vedeți, efectul placebo. Nu că într-adevăr această pastiluță, ce era să-i facă, era D3. A era pentru D3, pentru fixarea calciului noastră la bebeluș, pentru că David, care știți de la mireasa, era bebeluș atunci. Asta am avut. Deci, pastila nu face nimica. Doar gândul nostru, pentru că avem foarte mare încredere, care are, eu n-am, în medicament, gândul nostru că această pastilă ne-ar face bine, sau foarte mare încredere în doctori, ceea ce nici eu nu prea am. Pentru că pentru mine, eu sunt doctor, eu sunt de toate. Eu pot să mă fac bine, eu pot să mă fac rău. Nimeni altcineva, pentru că nimeni altcineva nu simte în locul meu. Așa și Madi. Singură, să, dacă vrea, într-adevăr, are nevoie de voință, multă voință, să face bine, dar trebuie să lupte. Nu să aștepte după pastile, că nu fac minuni. Cam asta am avut pentru azi. Vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like, mă ajută foarte tare. La revedere!